Temperatura scăzută din ultima perioadă a constituit motivul pentru care mulți plăieșteni au solicitat pornirea instalațiilor pentru furnizarea agentului termic. Acum a început să fie cam frig și se simte în casă așa. Dar nu, nu încă nu. Probabil că de la 1 noiembrie, de acum o să dea drumul. Altceva, nu știm nimic. Da, da. Chiar dimineață chiar frig a fost. Da, și... asta implică și costuri mai mari la întreținere. Da, asta e adevărat, da. Mă rog, văd că nimeni n-a ripostat, că n-are căl, din blocul nostru de acolo, de la catedrală, de unde stăm. Foarte frig în casă, nu ni s-a dat căldură și deși că o să plătim mai mult, totuși suntem oameni în vârstă. Locuiesc în acest bloc de 45 de ani și mi-este foarte frig. Am 82 de ani. Mulțumesc! Dar de astăzi o să dea drumul la căldură? Ar fi foarte bine. Mulți plăieșteni au făcut solicitări repetate chiar telefonic pentru furnizarea căldurii, însă s-au lovit de refuzul acestora. Eu le-am dat telefon mereu și mi-a și închis telefonul chiar în nas. Că trebuie să fie 3 nopți sub 10 grade. Mai bine dăm bani la întreținere și decât să dăm bani pe medicamente. Eu sunt de acord cu așa ceva. Eu sunt de acord să plătesc mai multă întreținere decât să stau în frig. Nu suport frigul, mie e foarte frig. Tremur în continuu. Așa mi-a promis și mie că dă căldura azi, dar nu știu sigur. Lumea așteaptă că le e frig. Sunt pensionar, mai sunt și copii mici și chiar și noi, mai, eu sunt mai bătrână, dar sunt mai tineri care vor căldură. Așa că altădată s-a dat mai devreme, dar acum nu. Plăieștenii care vor să facă economie la căldură sunt sfătuiți să închidă repartitoarele de la calorifere, deși trebuie știut faptul că Ploieștiul are cel mai scăzut preț pe gigacalorie dintre toate orașele mari ale României.